De-abia acum a ieșit soarele, a ajuns temperatura de plus 18 grade. Albina a început zborul, a ieșit la umbră, a ieșit mai frig. ...36 l-am căutat și arată că nu mai are. Mai ăsta au avut 2-3 larve de puietvăros și am mai văzut și la ăsta la 23 acum. Numai și-a fost baiul. Ăsta în trânturi am văzut larvile așa de puietvăros. Aia n-apare că nu e așa de strașnic. Aici e fain, zboară. Dar e frig, 18 grade, e frig. Trebuie să-mi iau un spațiu. Stupi arată fain, numai na, acum tot deprinde băgrinul sopălit, aici arată tare urât, acum vedem ce mai prinde. La 7:30, temperatura plus 5, azi de dimineață a fost plus 3. Asta se vede că o ieșit soarele, azi o fi mai caldă. Avem vreo câteva albine și moarce. Dimineața vizităm urgineșurile. Ieri a fost, a lucrat o țară, dar scurt. Urginișul. Totdeauna mă uit la urginiș de dimineața să văd, să n-am o surpriză. Da? Văd că nu e. E, dragii mei, aici este o matcă tineră. Înseamnă pași 27, 25. E, aici trebuie văzut un verme de găselniță. E, asta avem surpriza urginișului, o matcă tineră. Acum să vedem care e cauza. Bine, eu de când am venit la pădure, nici nu m-am uitat la ei, nici nimic, că 10 zile frig. Albina tot în la, de ea că a zburat câte 2-3 ceasuri și n-am vrut să o deranjez atunci, imediat. Așteptăm azi mâine să se încălzească. Așa au spus, de vineri să încălzească. Dar după cum arată vremea, de dimineață soare, poate să fie așa. Cum arătăm mai departe. Au înspre și azi o zi cu nori, cu mai cald. Prima dată căutăm la stupi de când am venit acasă.
lucrarea asta ar fi trebuit să se facă mai de mult, numai din cauza frigului nu s-a făcut. Și acum și lucrăm noi aici. Stupii, da, îs așa cum îs, cum am spus, îs puțin mai slăbuți, nu cu doi. Și acum eu aici caut ramă asta, Mary, ca să o scot trântorii. Mai prindem din varo și să îi mai punem rame la clăgit. Trântorii ăsta stupii, după cum v-am mai și spus, ai cu matcă și ne ajutați, nu sunt așa perfect pentru pădure ca și când ar fi înflorit în primul mai. I-au înflorit în 15 aprilie. Și de-aia, ia că ceva mere o răduție, dar acum o matcă nu baș faină. Ramă nouă, ori clăgit-o și o țără, o și abdus. Mere. Ia să le-am pus la casă. Ia. Prin frigul ăsta totuși. Ia că asta i-o pus. Ce fac acum? Cam să-i bag altă ramă. Și uite ce aștia mări. Ia așa aici. Ce urci sus? Uite ce asta mări, o vezi cât de neagră. O pregătim pentru de topit. Asta e neagră. Ce, de unde că până acum nici n-am urcat sus, că mării m-a fost și frică. Cât de frig a fost, înțelegi? Acum punem așa. Dar noi avem așa, punem de partea elantă. Câte rame? Două rame ai urcat sus? Da. Cu puiet? Da. Bine, mai se urcă ele din aștia care trebuie, numai nu pot bași atâta de mulți, știi? Și să văd care-i cu miere, dar nu, ia, și asta e tot cu puiet, vezi? Vezi, mări, acum, tot pun aici, și puietul nu mai spar să pun nici de acum. Pun lângă și gata. E, nu mai pui în puiet. Mă pui... Nu, mai pun la margine. La margine. Da, ia, și așa facem la tot. Vreo 2-3 am găsit mări și cu botie. Vreau roit, vreau un pom. Da. Nu, că n-am trecut jumătate de mie, știi? Nu. Da.
și asta cam facem acum, le-am suit sus și gata. Și nu v-aș vreau să se suie. Se suie ele când în starea prost și când iasă, nu mai au încotul. Numai, na, așa. Și cu asta, mări, acum avem numai să așteptăm să aducă, dacă aduce vreun strop. Dar pădurea trifârtarii trecută, mări, să știi. O spus lui Catrăian că a fost azi dimineață brumă. Brumă? Da, da. Nu a fost așa de tare, numai iar a fost. La noi a fost 3 aici, ai văzut. Da. Dar poate de dimineață a fi fost și mai mult. Da. O spus că a fost albă, numai nu a fost așa de tare ca rândul trecut. Da. Tot bun. Și brunul m-a pică în gepică, nu pică ea prăstător. Ba, da, da. Da. Și cu asta, cam așa, dragii mei, îi lucrăm toți și atunci avem numai să așteptăm. Coborim mai de rame, mai... Preot mămării, topiește asta și caut să vizem câteva roa avem în trânturi, pescuită. Jumătate la 4 după amiaz, Albina lucră, ieri a fost minus la cântariul lui Șumariu, lui Pădurariu. E, acum, astăzi, nu știu ce-o fi, dar văd că Albina lucră. Astăzi a fost soare, fain. Temperatura de 22, acum, momentan. Lucră destul de fain. Mai vine și cât ce vreun nori. Marin lucră. Ha? Marin lucră. Oh, Marin. Lucră și albinile, lucră și Marin. Da. Și cum? O adus astăzi ceva? Uite ce, mări, am primit înștiințare de la pădurari unicus care are cântari la Sușara, aici, lângă noi, la niște kilometri. Mări, să știi că ploaia, de la altă ieri aia grea, ieri o făcut de nu mai dat nimic, ale cât, 36 sau nu mai știu nici eu. Cât o zburat Albina, știi, o țără o zburat, că ai văzut că de-abia de la miază s-a început. Da, până la, nu știu, la 5, la cât. Da. Și a fost cântariu minus 200 de grame. Uh-huh. Așa că ploaia grea e al de astăzi, măi, astăzi ar fi ceva. Sfârșitul, coada lui Băgliriu, cum să spune. E coada lui Băgliriu, e acum cât o fi, nu știu. Ceva este că ia că tai ăstea. Uite, mări, mătcă cum trebuie, vezi? Ma, la urmă, când gat, dacă reușesc astăzi să gat, atunci
ce? Ne uităm să vedem. Las vreun ram așa, că tu te-a scat de topi. Știi ce? Fiindcă ori fost băgate ramuri. Aia se întâmplă numai. Ce să faci? Eu nu pot să umblu aici să bag ramuri, înțelegi? Mai m-a stricat ramurile mării. Ori mi-ai făcut de trânturi, știi? Păi eu am știut că ți-am și spus. Așa am să fac. Ia că te-l vezi. Uite, ăsta l-a clăgit frumos. Știi, au fost mulți, 4-5. Uite ce, uite ce aici, ce m-au făcut. Vezi? Aici, știi ce am fost? Loc, sau ce? Nu, uite ce e aici. Aici am două... Grăgevniacuri? Da. Uite. Da. Vezi? Sușu. Ce îi, Marisa, nu gingești că mie nu mi-e urât cu așa, când e la pădure și la asta, asta ce cam încurcă o țară, știi? Numai ia că mă-i prind și la varou, mă înțelegi? Uite, și ăsta l-a plăcit destul de fain. Ia acum, aici ce va avea, ia că l-am găsit ăsta. Și că mării m-a căzut o matcă, nu mai știu de la care, de la 44, de la 15 a noi, că ori vrut să o... Am băgat-o la 15 și ori atacat-o. N-a eu. Înseamnă, ultima am lucrat la 44, acum văd de... Eu am pus. Vezi, o țără! Se vede niște ochi. Că de-aia ți-am spus că e cam sfârșitul. Ce? Na, uite-ți aici, Mary. L-am făcut de trânduri. Vezi? Și nici nu l-a sclădit tot. Da. Vezi? Acum, la asta nu știu ce-i mântuială, numai altă faguri nou, mai ia că probesc acum să le șelui pre ele, dar nu cred eu că le șelui mele. Mă înțelegi? Da. Și nu a venit, că ea să fie venit, miere în mai 10 zile nu a venit nimic. Mă înțelegi? Da. Și atunci asta se cam întâmplă. Asta. Asta e bun. La vreo... cât am scris? 2-3? Merit de 50? Vreau roit. Ăștia la alții nu. Și am găsit o matcă la urgin 6 dimineață. Și... deci, mă, nu știu, 4-6. O da, cu și nu mai poți să lucri. Până la 5 o-i dau, mări. E acum, ce mai vreau? Uite ce mări. Ia că să ridic mai câte un ram de ăștia, dar
negrișori. Sus. Asta unul cu mine. Vezi, ori clăgit ele bine, numai câte vreunul, na. Măi, câte vreunul, ce să le faci? Uite asta. Vezi? Aici au fost butoare, că am mai băgat și de astea care le-au sărit, le-am scăpat. Dacă punem acum aici așa. Și acum nu mai avem cu el nimic, mări, până nu scoate miere. Ia că vă rog. O vezi? Uite-o, de asta. Cam este, Mări, o vezi? Trebuie dat. Acum. Uite și aici. Uite-o, Mări, o vezi? Da. Ho, 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 uite-le aici, Mări. Le vezi? Uh-huh. Este, am văzut eu că este. Bine, acum uite, le vezi? Da. Uite-o, o fugit aici. Uite-le, Mări, uite-o, vezi? Uite-o. Bă! Cananul ăsta! Hai să vedem. Uite-o, vezi? Și prealaltă. Uite și aici, prefund. O vezi? Și nu a fost spre asta. Uite. Uite-o. Înseamnă, varouă este cam multă, mării meu. La toată furchița este. La toată furchița este. Acum, când mergem acasă, după ce scoace mierea, trebuie un tratament. Uite-le două. Uite-le. Le vezi? Da. Uite și aici. Știi ce? Aici nu a fost dat cu ăla. A fost bubușit cu... Ai, și cu asta așa tu nu a făcut treaba. Nu ca la, nu ca la colibă, Mări. Uite, uite-le pe fund, Mări. Vezi? Știi, aici cam greu. Hai să văd aici.
Uite aici, uite aici mări sub puiet văros, uite. Vezi? Mm. Acum eu, acum de unde știu din care am scos? Ia, o vezi? Uite aici. M-am dat-o cu zeștiu. Ia stă, Marie, vă rog. Aragazul, acum scotul. Mai rămâne o țărășoară pe ele, Da. Acum astea le lapăt, le arunc. Am pus numai un pic, cam o litră de apă, am pus și uite cât. Bine, aici mai este și miere și... Numai... Plus 10 grade. Albina este crepată, cum am lucrat ieri, și s-o pieriem. Bine, ea ieși un pic să uzadă. Ne uităm să vedem, e tot în rând, nu este vreo matcă, vreun puiet văros. Ieri am tăiat toți strântorii și am căutat la toți. Din 53 familii am găsit niște botche, care nu-i periculos, pe aș 4 văd că a început să roadă botchile și o scos afară. Dacă ar veni acum o țără miere. Păi aici ce să spun, mai avem băgrin, dar bun așa să... Ăsta ar fi bun. E sus mai s-a upălit, s-a uscat. Mării ieri o și topit, că și ei nu pot să fac gurii cu trântori, să-i las multe zile, că s-a împut. Și ia că acasă să mai faci ea frumos,
7 ceasuri, duminică, la Florii. E, așa da. Albina și-a luat zborul la 7. Băgrinul încă mai este. Aici deasupra de mine. Astă noapte am avut o noapte caldă, în untru 25 de grade. Am dormit până la 36 ori deasupra de iorgan. De-abia de la 3 s-a micșorat temperatura plus 21. A fost 25 de grade. Și așa că astăzi o fi treabă. După spusa suparilor, care puțini acum au cântare în pădure, ieri a fost o chilă jumate, o chilă trisuce. E, na, fie, eu am șățuit la o chilă și 600. Cam așa a fost acum, na. Bun, o lucrat destul de fain Albina. Jumătate la 9, Albina zboară perfect, se duce în cules. O țără să o văd și sus. Și de partea asta, fain zboară.